În estul Franței, cultivatorii de cereale și cultivatorii de sfeclă și-au unit forțele în cooperative pentru a ajuta la transformarea unei zone agricole defavorizate într-un centru de cercetare agroindustrială. În fiecare an, în Bazancourt-Pomacle, 1 milion de tone de grâu și 2,5 milioane de tone de sfeclă de zahăr sunt procesate local pentru a servi bioeconomiei circulare. Cheia acestei povești de succes este un model de afaceri care a fost inspirat prin cooperarea perfectă și sinergia între diferiți parteneri cheie. Împreună generează un ecosistem industrial unde toți profită unul de celălalt. De exemplu, grâul. Odată recoltat, ajunge la ADM Chamtor, unde pe lângă hrana pentru animale se produc cosmetice și adezivi. Componentele solubile ale bobului sunt trimise către producția de etanol la Cristanol. Acest proces generează CO2, care se colectează și este comprimat de air liquid pentru a fi adăugat băuturilor gazoase. Deoarece deșeurile sunt reciclate, această optimizare economică este de asemenea prietenoasă cu mediul. Alături de diferitele instalații de producție, la Bazancourt-Pomacle, există, de asemenea, două centre de cercetare, ARD, Agroindustry Researches and Developments, CEBB, European Center of Bioeconomy and Biotechnology. Aici, oamenii de știință investigează noi procese de producție care mai târziu pot fi adaptate de către industriile locale. Această strategie de cercetare este o activitate cheie a biorafinăriei, îmbunătățindu-se și adaptându-se mereu practicile existente, dezvoltând în același timp noi procese pentru a optimiza lanțul valoric. Unul dintre beneficiarii acestei cercetări este Projet Futurol, un startup local producător de bioetanol pe bază de celuloză vegetală. Givaudan Active Beauty este o altă companie care a valorificat activitățile de cercetare. Cu o cotă de piață de 25%, este acum cea mai mare companie din industria globală a aromelor și parfumurilor. Bazancourt-Pomacle a devenit o poveste de succes datorită combinației a 4 elemente cheie. Aranjamentul fermierilor în interiorul cooperativelor create. În al doilea rând, a îmbrățișat principiul sinergiilor și schimbul de produse secundare într-un proces industrial în cascadă. În al treilea rând, integrarea cercetării și a proceselor de producție a întărit industriile locale, conducând la o creștere durabilă în regiune. Și al patrulea, un angajament puternic și constant al autorităților locale prin finanțarea campusului academic. În acest fel, Bazancourt-Pomacle a devenit un complex agroindustrial și un centru de inovare cu mai mult de 1200 de locuri de muncă directe și în jur de 1000 de locuri de muncă indirecte. Un exemplu în Europa, modul în care întreprinderile rurale pot lucra împreună pentru a beneficia fiecare de competențele și activitatea celor din jur. Thank you.